Cea mai frumoasă construcție din lume întotdeauna este o maternitate, fiindcă acolo se naște viața și fiindcă ea înseamnă iubire. Și mă bucur tare mult că Medicover-ul a luat această decizie ca sub acoperișul lui să se audă plâncete de nou născut. Mă bucur din suflet. Așa cum mama ține în pântec pruncul, la fel și noi trebuie să ne ținem de mână și să o ajutăm și în perioada prenatală și în cea postnatală. Și atunci urmează cursuri care se pot ține mamei în perioada respectivă, cursuri prin care cumva să încercăm să-i obișnuim cu ceea ce va urma. Ce înseamnă băiță, ce înseamnă alătare, ce înseamnă prim ajutor în cazul în care copilul se neacă sau apar lucruri de genul ăsta. Cu toate că nu vor fi, vor vedea la momentul X că lucrurile sunt cu totul altfel. Sunt lucruri esențiale. 27 de ani am făcut neonatologie și asta înseamnă că mi-au trecut prin mână mii de copii și am propriul meu copil. Și asta m-a făcut să înțeleg nevoile părinților, să-i înțeleg, să-i empatizez cu ei.